Salubritatea din Pașcani este la un pas de a fi desființată. Măturatul stradal ar urma să se întoarcă la primărie, iar salariații să rămână șomeri, deoarece societatea este în prag de faliment și a pierdut licența de funcționare. Critici dure la adresa conducerii de la Societatea de Salubritate din Pașcani. Raportul de activitate pentru anul 2013 a fost desființat de șefii primăriei. Viceprimarul Vasile Axint a spus că nu este mulțumit de curățenia din oraș și de faptul că sunt încărcate situațiile de lucrări. El a precizat că măturatul stradal ar trebui să revină la primărie pentru a scade cheltuielile prin eliminarea TVA-ului. Legat de partea de măturat stradal și celelalte, primăria pierde miliarde de lei pe an, plătește TVA-ul și nu mai spun partea cealaltă că este greu ca o situație de lucrări care o semnez lunar să zic că este corectă și că tot ce scrie acolo e și făcut, este imposibil să și urmărești acest lucru. De aceea vă spun o părere care eu dau și o asumeu mențin tot timpul, ca măturatul stradal să treacă la serviciul de gospodării comunală, într-adevăr să poți să mențin orașul cum trebuie, atât stradal cât și trotuare și pietonal. Este foarte simplu. Această unitate în momentul de față nu deține licență de operare. Să vedem în ce măsură o va și obține. Nu sunt mulțumit de felul cum se prezintă orașul și tot timpul primesc reproșuri din partea cetățenilor și pe bună dreptate. Criticile au continuat din partea primarului Dumitru Pantazi. El a tras atenția că societatea și-a pierdut licența de exploatare și nu poate obține alta din cauza datoriilor la stat de circa 7 miliarde de lei vechi, acumulate în 2 ani. Pantazi a tras atenția că societatea se află în pragul falimentului și a cerut consilierilor să analizeze dacă se merită să mai fie menținută în funcție sau nu. Pe parcursul celor 2 sau 3 ani de zile, 2010 sau 2011 s-a înființat, pe parcursul celor 2 ani de zile a acumulat datorii de 6-7 miliarde de lei. Cu furnizori neachitați, cu datorii la bugetul de stat și alte datorii pe care le au. Peste toate astea a pierdut și licența. A pierdut. Licența a avut un termen de valabilitate, termen care s-a finalizat și actualmente este pus în situația să solicite licențiere din nou. Pentru a fi licențiat trebuie să nu aibă datorii la bugetul local și la bugetele de stat. Lucru pe care nu-l are. A venit cu solicitare la Consiliul Local să îi dăm garanții pe bugetul local ca să eșaloneze datoriile, să poată lua licență. Finanțele nu sunt de acord cu chestia aceasta, doresc imobiliare ca să ia în garanții imobiliare. Imobiliare știți ce are. Trei fiare vechi și un sediu de 50 de ani, 60 de ani. Sigur, dar revin la management. Deci societățile, cele trei societăți sunt în aceeași situație în acest moment. Pantazi a mai spus că este nemulțumit de modul cum a fost gestionată problema câinilor comunitari. M-am așteptat de la dumneavoastră acolo să faceți restructurare, să faceți ordine. Am discutat de nu știu câte ori, te-am sunat săptămâna sau uneori zilnic cu colectarea câinilor comunitari. Nu știu ce e greu. Ați adunat 300-400 de câini, un indicator ce performanță că ați colectat 300 sau 400 de câini. Eu am spus că îi colectăm pe toți. Și în același timp, împreună cu poliția locală, cu cetățenii, și cetățenii pot să ne ajute la, cu cei care aduc din altă parte animalele acestea în oraș. Dar dacă am colectat 400 de câini, cu asta am rezolvat problema. N-am rezolvat problema, că încă mai sunt 150, 200. Dumnezeu știe câți ori mai fi. Dar v-am spus comunicare cu persoanele fizice, cu persoanele juridice vis-a-vis de aceste animale. Te duci, nu te lasă să intri în curte, nici nu vă oblig să intrați în curte, avertizează prin adresă scrisă. Să-mi aduci și mie câte adrese scrisă aveți la toți cei care colectează deșeuri și fier vechi, care au câte o turmă de câini, câte adrese le-ați făcut să-și închidă și să-și lege să stăpânească câini. N-aveți nicio adresă. În același context, unii consilieri locali au propus ca soluție salvatoare introducerea taxei de salubritate obligatorie pentru fiecare cetățean al Pașcanului. De asemenea, cei responsabili pentru acumularea datoriilor ar trebui să fie trași la răspundere.
Din estimările făcute se vede că și societatea se duce după celelalte. Nu peste nația. Am susținut și susțin introducerea taxei de salubritate, în care am câștigat și câștigă și cetățenii și noi de pe partea cealaltă. În replică, directorul societății Eduard Dume a explicat că a preluat societatea cu datorii și că, fără investiții, unitatea nu poate fi competitivă. El a mai spus că taxa de salubritate ar putea să aducă mai puțin bani decât acum în conturile societății, dacă nu va fi încasată de la toți pășcănenii. Deci, legat de taxa de salubritate, m-am interesat. Într-adevăr, sunt orașe care o practică, dar sunt societăți care prestează serviciu, nu numai în localitatea respectivă, au și alte surse de venituri în exterior. Deci de acolo, chiar dacă nu se încasează decât în jur de 80%, dau exemplu Bacău. Discutați societatea Sovăr la Bacău. Deci ei se cei 80% care îi primesc din taxa de salubritate, îi ajung pe 10 luni, dăm exemplu. Două luni nu mai este acoperit. Și el are de unde să-și acopere din alte cheltuieli. Nu spun nu. Deci am propus-o și anul trecut și vreau să mai propun încă o taxă de specială pentru cei care nu au contract în momentul ăsta, care practic la Iași. Menționăm că în câteva luni de zile prețul la salubritate pentru pășcăneni se va dubla, astfel deoarece gunoiul menajer va trebui transportat la groapa ecologică de la Iași, nu la depozitul de la Valea Seacă, care urmează să fie sigilat.